Compania de apă Vital lansează un nou apel către toți utilizatorii să folosească rațional rezervele de apă, evitând udatul grădinilor și umplerea bazinelor și a piscinelor. Reprezentanții companiei de apă mai precizează că au fost nevoiți să impună un program de restricții în furnizarea apei către utilizatori. Asta în condițiile în care s-a făcut apel și au fost desfășurate mai multe campanii de conștientizare către populație, insistând asupra faptului că apa este o resursă limitată și este nevoie să fie folosită cu responsabilitate. Însă utilizatorii au ignorat toate recomandările. Potrivit societății Vital, la această dată în mai multe localități din Maramureș, apa potabilă este furnizată după program, iar numărul localităților continuă să crească de la o zi la alta din cauza consumului excesiv de apă. În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, compania de apă Vital recomandă utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă pentru perioadele de întrerupere.